Situația se agravează în Mehedinți. De mâine, alte două comune din județul nostru intră în carantină. Este vorba despre Rogova și Hinova, unde rata de infectare este de 11,06, respectiv 12,13 la 1000 de locuitori. Din cele 16 localități carantinate până în prezent, Preznița Motru, Godeanu, Husnicioara, Pădina și Pristol au ieșit de sub incidența acestei măsuri. Această decizie s-a luat având în vedere situația epidemiologică de la nivelul unității administrativ-teritoriale. În intervalul celor 14 zile de carantină, este interzisă intrarea sau ieșirea din această comună prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice, iar persoanelor le este interzisă circulația și staționarea în spații publice, cu excepția unor motive bine justificate și pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Începând cu data de 21 octombrie, ora 8, se instituie carantina zonală pentru comunele Rogova și Hinova cu localitățile aparținătoare. Rata incidenței cumulative la 1000 de locuitori în comuna Rogova este de 11,05, iar în comuna Hinova avem o rată a incidenței de 12,13. De la debutul valului 4 până în prezent, în urma analizei de risc emisă de Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, pentru care s-a primit aviz de la Institutul Național de Sănătate Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți a instituit măsura carantinării pentru 16 unități administrativ-teritoriale. Totodată, numărul cazurilor noi de COVID-19 are un trend crescător, atingând astăzi o cifră record de 198 de infectări în ultimele 24 de ore. De asemenea, de la ultima raportare, alte 10 persoane au decedat. Rata incidenței cumulative la nivelul județului Mehedinți este de 8,10 la 1000 de locuitori.